L-am încercat să acopăr aspectele care țin mai mult de potențialul economic în relația bilaterală cu Ucraina. Însă vreau să vă spun că uneori avem dificultăți în a face o analiză atunci când există foarte multe date și ne este greu să facem selecția acestor date și prelucrarea lor. Alteori însă sunt situații dificile când nu există date și nu prea ai cu ce lucra. Așa s-a întâmplat în cazul meu când am început să analizez atât cadrul normativ, cât și componentele concrete, pragmatice, cum spunea Angela, ale relației bilaterale cu Ucraina. Și este un paradox pentru că suntem vecini cu statul care are granița cea mai lungă cu România, un stat mare, un stat cu potențial, care are relații economice cu multe alte state din cadrul Uniunii Europene, însă cu care noi avem o relație comercială extrem de redusă. Și exact cum au menționat colegii mei anterior, vreau să punctez următorul aspect. Noi, într-adevăr, am tratat problemele care țin de sau care sunt în mâna decidenților români. Colegii noștri din Ucraina au viziunea lor. De aceea, pe lângă rapoartele semnate de noi, eu chiar vă recomand să vedeți și perspectiva partenerilor din Ucraina. Și, de asemenea, un alt element extrem de important, ne-am dorit ca acest proiect, după finalizarea acestui stadiu, să continue în a doua fază, pentru că un proiect care se desfășoară pe parcursul unui an are un impact mult mai redus decât un proiect cu viziune. De aceea încurajăm și vă invităm să ne susțineți în acest demers și să construim o viziune pe termen mediu, dacă nu chiar pe termen lung. În analiza pe care am realizat-o eu, am identificat trei capitole mari și importante în care regăsesc probleme de ordin intern în România. Prima este acea perspectivă istorică deja menționată de colegii mei. Și aici am ajuns la concluzia că, datorită multiplilor factori, precum cel că ambele state, de exemplu, au trecut prin schimbări majore, structurale, instituționale, începând cu anii 90, cu toate că sunt diferite din multe puncte de vedere, ambele piețe din ambele țări, atât din România și Ucraina, au moștenit diverse deformări, le-am numit eu, instituționale de pe perioada comunistă. Aceste distorsiuni calitative ale sistemului economic, și aici mă refer la corupție, dezechilibre ale dezvoltării socioeconomice, pe lângă nivelul scăzut al inovării și dezechilibre dintre regiuni, încă persistă în ambele state. Pe lângă această instabilitate și instabilitatea politică care nu a permis dezvoltarea relațiilor bilaterale, agenda economică, într-adevăr, a fost influențată și de disputele din trecut. Menționez rapid aici doar delimitarea șelfului sau platoului continental, disputa privind Crivoi Rog, ar fi unele dintre exemple. Punctul de răscruce, extrem de important, atât pentru România cât și pentru Ucraina, în crearea unui boost a dezvoltării economice, din cooperării economice dintre cele două state, îl reprezintă integrarea parțială, cum a fost cazul Ucrainei, sau integrarea în calitate de membru la Uniunea Europeană. Aderarea României la Uniunea Europeană, într-adevăr, a oferit instrumente suplimentare pentru a consolida cooperarea economică nu doar cu statele Uniunii Europene, ci atunci am dobândit și mecanisme în asigurarea unui avantaj competitiv în relația cu statele extracomunitare. În ceea ce privește Ucraina, semnarea acordului de asociere în 2014 și apoi a DCFTA, acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător în 2016, într-adevăr a oferit posibilitatea ca Ucraina să acceseze anumite sectoare specifice din Uniunea Europeană. În același timp și investitori din Uniunea Europeană au avut mult mai multe opțiuni de a accesa piața din Ucraina. În pofida acestei baze, create la nivel normativ pentru a reconsolida cooperarea economică și chiar în pofida disputelor istorice și a declarațiilor la nivel politic că totuși este nevoie să consolidăm relația economică, din păcate rezultate substanțiale de la aderarea României în Uniunea Europeană nu au apărut. Bineînțeles că este important, aici ne aducem aminte pe Hamilton cu Conflict and Economics, să inserăm această cooperare și în mediul regional de securitate.
prioritate. Pentru Ucraina, promovarea intereselor economice și interacțiunea cu statele Uniunii Europene întâmpină evident probleme și din cauza agresiunii militare a Rusiei în estul Ucrainei, anexarea ilegală a Crimeei și controlul asupra rutelor comerciale din Marea Neagră. Este de asemenea important de subliniat că nivelul redus al cooperării economice se înregistrează nu doar în cazul interacțiunii României cu Ucraina. Situații absolut similare se regăsește în relația cu celelalte state non-UE. Vedem și Republica Moldova, Serbia și așa mai departe, celelalte state din fosta URSS. Cauzele, după cum spuneam la început, aceste interacțiuni reduse sunt mai curând interne și mai puțin disputele bilaterale, adeseori menționate în discursul public. De ce? Am ajuns la concluzia în acest raport pentru că în România există anumite pattern-uri de relații economice cu vecinii săi, care derivă din procesul de transformare a economiei românești spre o economie și o piață democratică. Așadar, nu doar structura internă a fost modelată de procesele sau evoluția din anii 90, ci și tipul de cooperare a României cu partenerii regionali și internaționali. România a fost considerată un reformator intermediar. Ne-am situat sub nivelul liderilor din regiune, precum Ungaria, Polonia, Slovenia sau Cehia, însă peste peste statele din fosta URSS. De asemenea, schimbările politice din ultimele trei decenii au influențat substanțial comerțul exterior al României. Acesta a fost redus, iar menținerea piețelor străine tradiționale a devenit tot mai dificilă și nu a mai avut deloc o orientare regională. Mai mult, rutele comerciale au fost practic modificate în cazul României, direcționându-se spre Uniunea Europeană. Chiar dacă după 2007 trendul a fost ascendent în creșterea economică, factori instituționali, structurali, sociali influențează capabilitatea României de a accesa piețe străine. Procesul liberalizării, stabilizării macroeconomice, relativa disciplină bugetară din țară, restructurarea și privatizarea, reformele au fost influențate de așa zisele umbre ale trecutului și nu sunt deloc sincronizate cu dezvoltarea instituțiilor necesare pentru a susține într-adevăr o economie funcțională de piață. Ori, în cazul comerțului exterior, creșterea economică este corelată pozitiv cu sofisticarea și calitatea exporturilor. Aici e foarte important de menționat că datele arată în felul următor. În 1989, 45% din exporturile din România erau orientate către statele europene. În 2018, această cifră s-a schimbat la 76%. În cazul importurilor, la fel, dependența de Uniunea Europeană este foarte mare, foarte pronunțată, crescând de la 30% la 75%. Mai mult, nu doar acest volum a fost modificat, calitatea exporturilor a fost schimbată. Deci înregistrăm valoarea adăugată astăzi redusă față de cea medie din trecut. Dacă în trecut exportam metal, fier, fertilizator, locomotive, astăzi am redus aceste exporturi la materie primă, produse semifabricate cu valoare adăugată scăzută. Această schimbare, evident, a dus la reducerea competitivității României pe piețele externe. Mai mult, economiile globale sau economia globală, după cum știm, este perturbată astăzi de tehnologiile modern inovative. Majors sau mari din sectorul oil and gas au fost înlocuiți de giganții tehnologice în economia mondială. Astfel, din perspectivă tehnologică, noi avem capabilități, iar forța de muncă din România este destul de competitivă. Problema însă constă în faptul că procentul de companii românești deținute de capital românesc este mic. Procentul de companii deținute de capital românesc care realizează export de servicii și produse în această zonă este și mai mic. Prin urmare, și acest comerț exterior realizat în România de către companii deținute de capital străin este redus. Tendința aceasta creează o fragilitate în politica de export a țării. Deci toate aceste elemente și trendurile ale pieței românești trebuie să luate în considerare atunci când facem o analiză a comportamentului românesc în privința capacității de a exporta servicii și produse. A doua dimensiune pe care am analizat-o, pentru că nu o să intru foarte mult în detalii, chiar îmi doresc să vă invit să citiți raportul nostru, este perspectiva normativă.
Iar aici, în urma realizării sau în urma discuțiilor pe care le-am avut, atât la Departamentul de Comerț Exterior, Camera de Comerț, cât și alte instituții, inclusiv Exim Bank, am ajuns la concluzia că nu avem mecanisme normative, nu avem un cadru legal funcțional. Pentru că, pe lângă elementele istorice menționate mai sus, astăzi utilizăm instrumente depășite de a face afaceri, în special atunci când abordăm vecinătatea estică. Noi utilizăm mecanisme precum subvenții pentru exporturi, participare la târguri și expoziții, care astăzi pentru guvernul român înseamnă un model de externalizare și cooperare economică internațională. Însă, în ultima perioadă, observăm discrepanțe mari între nevoia românească de a actualiza aceste instrumente și instrumente utilizate de piețele occidentale. Tot mai des auzim în ultima perioadă de acest termen diplomație economică. Noi l-am mai abordat pe parcursul ultimilor 2 ani și aș vrea doar câteva elemente să punctez. Consider că în România, de fapt sunt convinsă că în România nu se înțelege corect termenul la nivelul decidenților. Vă dau doar un scurt exemplu. Atunci când au fost impuse sancțiuni împotriva Rusiei în 2014, state precum Slovenia au oferit mediului de afaceri o listă de alte țări care să înlocuiască piața Rusiei pentru a exporta produse pe acea piață. În România nu s-a întâmplat absolut nimic. Mai mult, din descrierea oficială de pe site-ul Ministerului de Externe, nu prea înțelegem ce Dumnezeu înseamnă diplomație economică în România. Eu consider că noi suntem receptori de diplomație economică, adică cei care realizează diplomație economică furnizează date în țară despre statele în care se află și nu emitenți de diplomație economică, adică noi nu realizăm o diplomație economică veritabilă. De aceea consider că este nevoie de o viziune coerentă și un plan de acțiune adaptat nevoilor moderne ale pieței. De asemenea, trebuie să definim instituțiile responsabile și cadrul de cooperare dintre aceste instituții, pentru că, din nou, nu avem mecanisme foarte clar stabilite și nu se înțelege exact ce anume coordonează Departamentul de Comerț Exterior, ce anume se întâmplă la Ministerul de Externe, cum coordonează activitățile între ei și așa mai departe. Revenind la Ucraina, în urma acestui studiu de peste 6 luni, într-adevăr, am identificat un potențial extrem de mare. Atât pentru România, cât și pentru Ucraina. Pentru că, din punct de vedere teoretic, pentru statele în dezvoltare, accesul la piețe regionale dezvoltate este un deziderat care ar trebui să prevaleze. Iar în acest context, piața Uniunii Europene reprezintă pentru Ucraina un factor decisiv. Mai mult decât atât, teoriile economice, precum și realități globale, demonstrează că cele mai multe volume ale comerțului, mai nou, deci ultimele trenduri, sunt cele intra-regionale, nu interregionale, nu între regiuni. România ar trebui să înțeleagă că aceste trenduri globale, ar trebui să înțeleagă aceste trenduri și să profite de avantajele oferite de coridoarele comerciale existente viitoare. Termenul de nearshoring, adică a face afaceri în apropiere, devine un nou model de afaceri și noi ar trebui să începem să îl asimilăm. În cazul comerțului cu Ucraina, în ciuda riscurilor aferente, precum lipsa de predictibilitate adeseori invocată de oamenii de afaceri din România, care este și ea la rândul ei influențată de corupție, fiscalitate fluctuantă, progresul lent al reformelor, există totuși numeroase oportunități. Astfel vedem, cu apropiere extrem de mare și volume mari comerciale înregistrate cu state precum Italia, Germania, Polonia sau Lituania, menționată mai devreme. Sunt două componente extrem de importante care ar spori interacțiunea dintre cele două state. Prima, după cum am menționat la început, membership-ul României la Uniunea Europeană și capacitatea de a contribui la proiecte economice prin accesare de fonduri europene. Al doilea punct este acest potențial comercial dintre două state, însă care depinde de primul. La nivel guvernamental, în acest sens, au fost făcuți pași extrem de modești. Chiar aș fi curioasă dacă totuși a avut loc întâlnirea Comisiei Bilaterale pentru Cooperare Economică, pentru că urma să aibă loc în noiembrie. Din păcate, pași mari nu au fost făcuți în acest sens și activitatea acestei comisii este suspendată sau cel puțin deocamdată inexistentă. Dacă îmi permiteți. Da, chiar sunt curioasă dacă...
Alexandru Zlatin de la Ambasada Ucrainei. Deci comisia nu este suspendată, doar că activitatea iarăși, aceste lucruri asemenea sunt afectate și de formarea guvernului și de procesele electorale care au loc sau au avut loc și în Ucraina și în România. Și deci există să zicem, factori obiectivi care influențează activitatea acestei comisii, dar aici aveți dreptate că avem un potențial foarte mare și avem de muncit foarte mult pentru a face mai eficient lucrul al acestor comisii. Este extrem de important pentru că câteva proiecte mari de infrastructură au fost dezvoltate cu ajutorul instrumentelor financiare. Revin la punctul 1 menționat la începutul acestui capitol. Instrumente financiare oferite de Uniunea Europeană. Și dau câteva exemple. Sub egida programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020 au fost semnate contracte de finanțare pentru 4 proiecte de infrastructură. Valoarea totală a fost de 21 de milioane de euro, dintre care 17 milioane de euro au reprezentat fonduri ale Uniunii Europene. Totuși, în pofida acestor realizări și unui nivel de progres relativ, fondurile structurale accesate prin asemenea proiecte nu au fost capitalizate la potențial maxim. De asemenea, mai avem și celălalt instrument, strategia Dunării, în care, din păcate, ultimul raport din vara acestui an arată că doar 40% din fonduri disponibile au fost accesate, iar statele membre sunt de acord, este unanimitate în acest sens, că impactul programului a fost destul de redus. Mai există inițiativa celor trei mări, lansată în 2015, și aceasta ar trebui să fie o dovadă că dimensiunea economică prevalează în cadrul inițiativei. Din lista de proiecte, eu am încercat să identific câteva în care cooperarea bilaterală ar putea fi intensificată. Aici vorbim de câteva proiecte în domeniul energetic, Brua Eastlink, proiecte de cross-border connectivity Polonia-Ucraina, bursa de transport în regiunea celor trei mări, Via Carpatia pentru domeniul transporturilor. Cu toate că niciun proiect din acesta nu a fost realizat, trebuie totuși să ținem cont că există instrumente financiare și am putea să le utilizăm în cazul în care gândim proiecte comune. Ambele state sunt situate în zone strategice ale rutelor de transport. Infrastructura de transport este extrem de importantă și aici eu am lansat dezbaterea sau lansez acest subiect pentru a fi dezbătut în viitor, constrâng că este unul de o crucială importanță pentru cooperarea economică. Spun doar întreagă câteva elemente. Noi nu avem niciun fel de sisteme de transport multimodal între România și Ucraina. Sistemul de transport terestru este unul învechit, în special în zona estică și sud-estică a României sunt drumuri construite înainte de 89, la fel și pe partea Ucrainei avem drumuri extrem de vechi, nu există conexiuni între transportul terestru, naval și feroviar, iar proiecte mici care au fost inițiative locale promulgate în ultimii ani, cu toate că au fost lansate încă din 98, cum ar fi, de exemplu, Feribot Orlovka-Isaccea, un proiect lansat în 98, încă nu a fost finalizat în totalitate, cu toate că iarăși a avut ultima dată termenul noiembrie 2019. La capitolul energie, și aici există un potențial extrem de mare, pentru că Ucraina este membră a comunității energetice. Scopul acestui membership este de a liberaliza și integra piețele statelor membre, scopul comunității energetice. Ucraina astăzi și-a asumat obligația de a implementa dispozițiile celui de-al treilea pachet energetic, integrarea în ENTSO-G și ENTSO-E, adică rețelele europene de transmisie ale operatorilor de gaze, respectiv de energie. Subliniez și eu sectorul IT, pentru că există potențial imens în cooperarea în domeniul IT. Este segmentul cu cel mai rapid ritm de creștere în Ucraina și un element extrem de important pentru companiile care ar dori în potențial să-și externalizeze afacerile în Ucraina este faptul că acest tip de knowledge economy s-a dezvoltat fără intervenția guvernului în Ucraina, cu puține mecanisme pentru corupție, întrucât companiile IT nu au nevoie de niciun fel de subvenții, licențe și alte stimulente pe această piață. Este important de reținut pentru că în România există totuși un sprijin, există acel program în care taxele aferente angajaților din zona IT sunt anulate și atunci am beneficiat de un sprijin în dezvoltarea acestui sector.
Așadar, în Ucraina, acest sector funcționează în conformitate cu regulile occidentale. Cybersecurity și infrastructura critică iarăși reprezintă componente ale proiectelor regionale de infrastructură și devin un segment extrem de important în cooperarea dintre cele două state. Potențiale joint ventures între companii din ambele țări pot reprezenta un răspuns de succes pentru aceste nevoi. De asemenea, doar așa să subliniez în urma interviurilor, constat faptul că nu există nici măcar întâlniri la nivel de experți. Să zicem, în domeniul IT nu există consultări sau participări comune la seminarii, mese de lucru comune, lucru care reprezenta un punct de pornire în dezvoltarea, cel puțin a acestui domeniu. Și mă opresc aici, știu că avem o sesiune de Q&A și aș fi curioasă să continuăm în format interactiv. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Leonela! Între timp s-a alăturat și expertul din cel de-al doilea, domnul Dumitru Muzărar, salutăm și pe el. Dacă sunt întrebări din sală, eu le preiau cu plăcere cu ajutorul lui Dimiter. Apropo, Dimiter, în semn de solidaritate pentru poporul alban, albanez, pardon, le aducem suportul nostru pentru ceea ce s-a întâmplat ieri. Dacă nu sunt întrebări din sală sau până pe vă pregătiți dumneavoastră, eu o să las un microfon aici colegilor mei, cel de-al doilea va fi la Dimiter. Am eu două întrebări pentru Claudiu și pentru Leonela. Domnule Decerato, ați făcut un chestionar care pe mine m-a impresionat ca și consistență de ceea ce a dat ulterior pentru recomandări, pentru partea de evaluare a propriei noastre relevanțe în regiune. Și ca să facem conexiunea între prima sesiune și cea de-a doua, vreau să explicați cât de scurt puteți cum a apărut Republica Moldova și de ce interesul pentru Republica Moldova a apărut în cadrul evaluării chestionarului dat. Iar pentru Leonela, întrebarea mea este următoarea. Am trecut în noiembrie, am fost la un eveniment la Kiev. Și ai pus niște întrebări foarte relevante pentru colegii din Ucraina, ce au făcut ei pe partea energetică și cum au încercat să coopereze atât cu autoritățile române, cât și cu autoritățile europene în contextul preluării președinției române la Consiliul European. Ce au reușit să facă colegii din Ucraina și ce nu au reușit. Mă refer la autorități publice centrale, în primul rând. Până voi răspundeți la aceste întrebări, eu dau microfonul în sală. Bun, fiind sociolog, am reflexul să fac chestionare. Dar nu asta era problema. Problema este, era legată de Moldova. E chiar bine că mi-ai pus această întrebare, că oricum veneam cu o completare la prima intervenție. O să vedeți în raport un fel de mini-pledoarie pentru Republica Moldova în toată această discuție despre relațiile bilaterale româno-ucrainiene. Din chestionar, atunci când am aplicat întrebarea legată de ierarhia unor probleme de securitate, cât de important este subiectul Republica Moldova în securitatea regională și în strategia României, Moldova a fost întotdeauna în top 3 probleme selectate sau de interes. Din analiza documentelor strategice românești, la fel, reiese că Moldova... Din analiza poziției Ucrainei în ultimii câțiva ani, reiese importanța pe care Ucraina o acordă Republicii Moldova pentru a coordona mai multe politici de securitate în regiuni, începând de la cele civile, să zicem, de securitate a granițelor, până la cele de cooperare militară strictă și profesională. Deci, cumva, sugestia din raport, sau o altă sugestie în raport, este că atunci când dezvoltăm sau încercăm să gândim o îmbunătățire a relațiilor cu Ucraina, trebuie să ținem cont și de un alt element al ecuației strategice, care înseamnă poziția Moldovei în politicile de securitate din ambele țări. Nu există nicio contradicție în a acomoda Republica Moldova într-o agendă de securitate trilaterală mai extinsă. România a promovat acest format de mai mult timp și din studiu reiese că ar trebui să este viabil în continuare și ar putea să aducă un plus de valoare cooperării în această regiune. Deci, din acest punct de vedere, am făcut și erata necesară să
să fac mica pledorie și pentru Republica Moldova. Mulțumesc. Da, într-adevăr, anul trecut la Kiev am adresat această întrebare care viza directiva gazelor ulterior sprijinită de România sub egida președinției. Eram curioasă pe atunci dacă există vreo dezbatere la Kiev în acest sens și dacă există comunicare română-ucraineană în acest domeniu. Între timp, lucrurile au evoluat. Deocamdată nu știm cu ce rezultat. Chiar în aceste zile se negociază posibilitatea prelungirii contractelor de livrare a gazelor în Ucraina. Însă ce vreau să menționez este faptul că pe lângă eforturile comune, eu am spus deschis și am militat pentru asta atunci când am subliniat rolul Ucrainei de a-și face temele în acest sens. Pentru că, așa cum am menționat și în raport, există o oarecare reziliență în a-și completa sau a meet the deadline, sau a întruni acele deadline-uri. De exemplu, în ceea ce privește reforma în domeniul unbundling, cerută de al treilea pachet energetic. Abia acum, pe 18 octombrie, a fost în prima citire în Rada promulgată legea privind unbundling în Naftogaz. Înțeleg că între timp a avut loc și a doua citire, însă este deja la final de an. Așadar, cred că este foarte bine că lucrăm în oglindă și cu experții din Ucraina pentru a promova anumite tematici pe agenda publică. Întrebări din sală? Iar mare și astăzi după partea sinopsis, arătă de sinopsis. Am citit studiul vostru și cred că e nevoie să spun un stat că îl consider consistent și că are șansa să acționeze ca o pârghie pentru dezvoltarea relației bilaterale. Pe de altă parte însă, v-aș întreba care este percepția părții ucrainene asupra aspectelor pe care voi le tratați în studiu. Cum văd ei coordonatele discutate, abordate în studiu? Din punctul de vedere al noastră pe securitate și apărare, există, nu știu, aș cuantifica la 80% din, să zicem, o coerență între cele două poziții vis-a-vis de temele abordate și propuse de noi într-un posibil roadmap. Există, de asemenea, și asta este și o reacție a noastră la contribuția părții ucrainiene. Avem foarte multe de învățat, sigur, e vorba cu cinii, profesionist, din drama care s-a întâmplat, din conflictul respectiv. Există o experiență de război, de natură operațională importantă pentru domeniul securității și apărării și transferul de cunoștințe și schimbul de și lecții învățate din experiența ucrainiană este foarte importantă pentru noi. Acest lucru noi nu-l acoperim, probabil că doar, să zicem, estimăm anumite lucruri. Probabil că în faza a doua, așa cum spune Leonela, ar trebui noi să venim cu experiența noastră din interiorul NATO, cu experiența de a deveni membru NATO și contribuția noastră în această zonă și ei să vină cu această experiență importantă legată de unul dintre cele mai complicate și delicate conflicte care au loc în acest moment. Deci, dacă discutăm clar de înțelegerea între cele două sau undeva la 80% avem o coerență, din studiul ESE, din întrebările care am pus experților ESE, că avem și o diferență de percepție a statusului țării. Noi suntem membrii NATO și UE. Ei sunt încă au noi îi percepem pe ei ca având un statut neutru, ambigu cumva. Și deci de aici probabil că și în, la nivel de expertiză, la nivel de experți și reacțiile astea le-am mai avut, există ceva diferențe în privința statusului. Dar, și asta este foarte important, avem, dacă discutăm strict militar, soluții militare, soluții de implementat, chiar de nivel operațional, aici avem o sincronizare de aproape 100%. Nu există, în acest domeniu, mai ales militar,
când discutăm de gestionarea unor probleme de război hibrid, de descurajare, de găsirea unor soluții în teren, în această zonă, cooperarea